După ce lucrurile nu s-au potrivit cum ar fi vrut, edilul din Albeni dă bir cu fugiții. Acesta și-a dat demisia din fruntea primăriei după ce aleșii din Consiliul Local nu au votat propunerea de diminuare a indemnizației de consilier cu 4%. Este adevărat că domn primar a depus astăzi o cerere de demisie? Nu, astăzi, vineri. Deci a depus de vineri? Da. Încă nu a fost repartizată, domnul primar nu este astăzi la București. Nu a ajuns încă la mine pentru a informa Consiliul Local. Oficial vorbim. Dacă în termen de 15 zile edilul nu se răzgândește, un consilier sau chiar secretarul comunei îi va lua locul. Nu avem viceprimar, dar Consiliul Local poate desemna un reprezentant care să facă treaba. Am înțeles. În cazul în care nu se va cădea de acord în Consiliul Local, probabil că până la alegeri, ori o să preiau eu atribuțiile de primar, ori prefectul va desemna o persoană care să facă treaba. Asta n-aș ști să vă spun. Primarul Ionuț Stan a câștigat alegerile din partea UNPR și a declarat că va rămâne la primăria Albeni doar cu o condiție, dizolvarea Consiliului Local. Dacă demisia va ajunge la prefectura Gorj, aceasta va provoca efecte începând cu data de 1 iunie.